Salutare la toată lumea, Ștefan aici de la Proiecte Diverse DIY Vorbim în filmulețul ăsta despre electricieni, calificați, autorizați, mega autorizați, proiectanți și alte chestii O chestie scurtă, mă bufnește râsul înainte să intrăm în subiect Mi-a lăsat cineva un comentariu mai devreme, vreme, de aia mă bufnește râsul Zice, în timp ce m-am uitat la filmulețul tău, era vorba de un unboxing de la Viha, zice, am făcut unboxing la două beri și cinci mici. <laughs> Îmi plac foarte mult oamenii cu simțul umorului. Despre ce vorbim astăzi? Am văzut în ultimele două săptămâni pe 70.000 de grupuri, electricianul a angajat, autorizat, electricianul autorizat, da? Este un robot, el trebuie să ia de la proiectant proiectul și să-l urmeze, în, să -l urmeze în tocmai. Total greșit și total greșit. Electricianul trebuie să, chiar dacă proiectul este făcut de uh, inginer, verificator, verificator melepat și ce mai vreți voi, uh, trebuie să verifice proiectul și unde găsește anomalii, se trimite proiectul țuruc la proiectant. Chiar dacă l-a scăpat repede, să a pe mâini nu putem să tragem un conductor de 3 ori 4 sus la etaj, spre exemplu, și să punem un C50, ca așa a scris proiectantul. Conductor de 4 nu se protejează cu C50, deci trebuie să și verificăm în același timp. Pentru că oricum de la proiectant, de la verificator vine proiectul în 90% din cazuri făcut invers sau cu două mâini stângi. Și ce spune statutul electricianului? obligații ale electricienilor autorizați. Mai sus avem drepturi și avem și obligații de a cunoaște și respecta prevederile regulamentului ale legilor și normelor tehnice în vigoare în sectorul energiei electrice, de a respecta proiectele după care lucrează, punct și virgulă, în cazul constatării necon neconformități de orice natură, în acestea este obligat să se proiectantul de a re realiza lucrări numai în limbi limita, eu citesc un ecran acum, competențelor acordate de gradul și de tipul de autorizare obținute de a prezenta legitimația de autorizare beneficiarului activității sale întotdeauna la contractarea lucrării, precum și suplimentar pe parcursul realizării lucrării, dacă beneficiarul solicită acest lucru, de a executa lucrări numai pe baza proiectelor întocmite sau avizate de electricieni autorizați, care electricieni autorizați pot face și ei proiecte, de a avea un comportament corect, etic și profesional în relația cu persoanele fizice sau cu agenții economici cu care vin în contact în relația profesională. La solicitarea beneficiarului sau operatorului de transport distribuție la care urmează a se racorda o instalație electrică proiectată, executată de un electrician autorizat, acesta are obligația de a participa la recepție și la punerea în funcție a instalației, celebrul PIF. Da? Deci, lăsați o pasta cu nu are aia, nu are aia, nu are pailaltă. Da? Deci, statutul electricianului ne spune clar că nu proiectantul spune ultimul cuvânt. Proiectantul poate greși sau proiectantul poate uh, să, facă, să fi făcut școala cu 70 de milioane de ani. Și bineînțeles cum nu, nu ne place să evoluăm. Au uitat să citească ultimele norme, ultimele SRE-uri și ne pune, nu știu, lefeuri, spre exemplu, pe toate circuitele, ca așa am învățat la cu 70 de ani. Da? Deci obligația noastră este să-l verificăm pe domnul proiectant, chiar dacă ai o ștampilă de verificator pe proiect. Da, cam asta la filmuleț ăsta. Îmi place că toată lumea își dă cu părerea. Cineva scria ieri că acoperirea cu beton la fier, era vorba de plat bandă că nu ruginește, trebuie să fie de minim 5 cm. Bla bla bla, tra la la. Nu, acoperirea cu beton este minim 2 cm jumate și fierul nu ruginește în beton pentru că betonul nu că nu ia oxigen, că betonul trage apiță, care apa fiind H2O are și oxigen. Nu asta e problema, problema e că menține același pH pentru 50 100 de ani de aici înainte. Da? Asta face beton. Deci cât fierul, că e platbandă, că e fier beton, că e PC52, BST sau ce fier aveți acolo, atâta timp cât este acoperit cu beton, rămâne același pH, rugina nu are ce să-i facă. Dar a scris cineva că știa el de nu știu unde, de la la la, de la la la. aia v-am rugat pe grupul Electricie în România, când cineva cere o informație, nu mai delirați mistic, nu știți, nu răspundeți, nu e nimeni premiat, nu e nimeni plătit la numărul de comentarii, dar bulversăm omul, am mai spus 2000 de ori, se pare că nu înțelege nimeni, bulversăm omul, omul nu știe ce să mai înțeleagă, nu știe care e prost, care e deștept, care e tâmpit, care e cretin și care e doar ajutor de băgător de seamă acolo, toți la grămadă, bă frate știi, nu știi, măcar de o căutare pe Google că trebuie beton acoperi minim e, fierul beton cu beton. Păi atât. Ok. Știi, răspunde omului. Nu poți să apeși două taste pe Google decât pe RedTube la search. Lasă-l în pace.